La sfârșitul acestei săptămâni la Roman va veni Mircea Geoană pentru a lansa public lista de candidați pentru alegerile locale ale noii formațiuni politice de stânga Partidul Social Românesc. Sâmbăta viitoare, 16 aprilie, la ora 17, va veni la noi în Roman domnul președinte Mircea Geoană pentru lansarea candidaturii Cameliei Duca la funcția de primar al municipiului Roman. Câți membri are această formațiune politică la Roman și cum credeți că veți aborda campania electorală? Acest partid are 300 de membri. Deocamdată sperăm să fie mai mulți, iar ca și abordare în această campanie electorală, noi promovăm o societate bazată pe tradiții și obiceiuri. Încercăm să scoatem în evidență faptul că suntem români, să scoatem la iveală inima din sufletul românilor și a romașcanilor și să încercăm să eliminăm din jurul nostru corupția, tot ceea ce este putred în această și în oraș și în această societate, fără a arunca vina sau fără a arunca cu noroi în celelalte formațiuni. Noua formațiune politică va propune romașcanilor nume noi pentru a face parte pe viitor din administrația publică locală. E drept că există dezamăgiri în rândul nu numai a romașcanilor, pentru că dacă e să privim în orașul nostru, avem cu ce ne mândri, adică nu trebuie să fim nici ipocriți acum. În schimb, ar trebui totuși să avem și o viziune nouă, să încercăm și ceva nou și să privim înainte cu optimism. Nu este târziu ca acest partid a apărut deja pe scenă politică. Ce scor credeți că puteți obține la Roman? Știți, niciodată nu e prea târziu și consider că picătura finală poate umple paharul și îl poate răsturna, nu întotdeauna, dacă e să vorbim metaforic. Dacă e să vorbim despre rezultate, orice rezultat este binevenit și orice procent, fie el cât de mic, înseamnă pentru noi foarte mult. Partidul Social Românesc se vrea o alternativă pentru stânga politică românească și a fost lansat pe scena politică în februarie 2016, apărând ca răspuns la ceea ce consideră a fi grava deviere de la identitatea de stânga a PSD. La Roman, Camelia Duca este cea care vrea să acceadă la fotolul de primar. Reamintim faptul că aceasta a candidat în legislatura trecută pentru un post în Senatul României, reprezentând pe atunci Partidul Ecologist Român, formațiune politică despre care nimeni n-a mai auzit ceva în ultimii ani.